Bună ziua, domnilor și domnilor, vă spune Ovidiu Ghinea la o nouă ediție a emisiunii Primar fără egal. Suntem în localitatea Movila Banului de aici din județul Buzău și stăm de vorbă cu domnul primar Moise Dorin Romică. Bună ziua și bine v-am găsit, domnule primar. Bine ați venit, domnul Ghinea. Bună ziua, telespectatorul dumneavoastră și mă bucur că ați venit în comuna noastră. Domnul primar, haideți să le spunem oamenilor de cât timp sunteți în fruntea localității și o să încercăm în același moment să facem și o scurtă trecere în revistă vis-a-vis -vis de această localitate unde sunteți primar. Din 2016 am candidat la funcția de primar nu din dorința neapărat de a câștiga ci de a dezvolta comuna de a aduce la nivelul care trebuie să ajungă comunile din România, așa. Practic, sunteți la al doilea mandat. Acum, la al doilea mandat. Uh, Mi-am dorit o schimbare. Uh, ambiția m-a făcut pentru că în uh, Movila nu aveam școli. Și cerem întotdeauna educația copiilor și așa mai departe. Uh, așa cum. Uh, în anii precedenți, înainte de 2016, copiii învățau un cămin cultural într-o bază de sport la Limpeziș, am zis, nu se poate așa ceva. Și am zis, voi candida, am fost consilier trei ani înainte, mi-am dat demisia și după aceea am venit ca și pe funcția de primar, în 2016, care am candidat. Ce trebuie să cunoască telespectatorii noștri vis-a-vis -vis de localitatea Movila Banului? Te uh... Deva date care definesc această comună? Avem 2460 de locuitori în comuna noastră, care este formată din trei sate, Limpeziș, Cioranca, Movila Banului. Oameni foarte muncitori, oameni harnici, aici oamenii se ocupă cu legumicultura, cu creșterea vinelor, abovinelor, cultura mare, deci sunt oameni gospodari, avem 7000 de hectare de teren arabil, o zonă cu un potențial agricol foarte bun, avem câțiva dezvoltatori în comuna noastră, deci o comună deosebită. Da, trebuie să le mai spunem celor de acasă că sunteți foarte aproape de municipiul Buzău, 20 și ceva de kilometri vă despart de acest oraș reședință de județ. Nu sunteți departe nici de bucurești dacă stăm așa să privim cum arată poziția dumneavoastră pe zona asta a drumului european E85. Dar aș reveni un pic la localitate și la faptul că sunt trei sate, practic, care definesc această comună. Spuneați că sunt undeva la 2400 de locuitori ca peste tot probabil că sunt uh, probleme sau, mă rog, nu le-aș numi neapărat probleme, uh, cu creșterea demografică. Este în scădere. Este în scădere. A, au fost și perioade când uh, aici, cred că, trăiau și conviețuiau mult mai mulți oameni. Sigur. Prima dată a fost Cioranca Comună, după aceea a fost din și după aceea Movila Banului. Uh, așa cum spunem, uh, natalitatea este în scădere, Uh, populația după Revoluție uh, am avut peste 3.000 ceva de locuitori, este în scădere, dar sperăm cu investițiile pe care le-am adus în comună să încercăm să creștem uh, uh, numărul de populație, nu neapărat până natalitate, prin a se întoarce, reîntoarce uh, copiii care au fost la noi în comună, care au plecat, să se reîntoarcă înapoi, creând atât facilitățile în comună noastră. Spuneați dumneavoastră că din punct de vedere economic funcționează agricultura ca în majoritatea Sigur. comunelor din România. Latura asta industrială e mai puțin dezvoltată, nu că România ar fi o țară extrem de bine dezvoltată din acest punct de vedere, dar potențial există. Mă gândeam la poziția asta geografică pe care o aveți, fiind aproape aici de... Buzău, de Urziceni și, mă rog, de mai multe localități, nu numai de ele, ar putea atrage investitori ca și Sigur, zona... așa cum am spus de a-mi prezenta cu noastră, e traversată de drumul european, E85, avem traversat în Cioranca și Limpeziș, în Movila Banului traversase un drum județean. Acum, conform proiectului de autostradă Buzău-Ploiești, va trece pe lângă noi și autostrada în strategia de dezvoltare pe care, așa cum ați spus dumneavoastră, ce planuri avem, este de a face un, un parc industrial în, aproape de autostradă pentru a aduce potențial investitori și de a crea și locuri de muncă. Domnul primar, ce ați reușit să faceți în primul dumneavoastră mandat, care sunt cele mai importante realizări? Spuneați că ați pornit în cursa asta de a deveni Edilul localității, tocmai din nevoia de a dezvolta învățământul aici, în, în zonă. Înțeleg că sunt niște obiective pe care vi le-ați atins, dar haideți să le explicăm telespectatorilor. În 2008 am fost începute școle pe, pe fonduri guvernamentale. Ele au fost abandonate în lipsă de bani și nu s-a reușit finalizarea lor. A încercat Consiliul Local, prin actualul domnul viceprimar, de a depune proiecte, de a atrage fonduri europene pentru a finaliza școlile de la Movila și Limpeziș. Și nu s-a reușit în final. În 2016, după ce s-a terminat campania electorală, după ce am depus jurământul, primul obiectiv a fost de a merge de a obține fonduri europene și fonduri guvernamentale. Am luat-o pe doamna secretar, ne-am dus la București de a obține fonduri guvernamentale și primul pas a fost școala de la Limpezi și școala de la Movila Banului, acel obiectiv de a fi finalizate. Fapt ceea ce s-a și întâmplat, ca școala de la Movila Limpezi să fie finalizate, grădinița de la Movila Banului era o casă bătrânească de peste 100 de ani și am obținut finanțare și pentru grădiniță, am cumpărat un teren, pentru că nu aveam teren, era poziționat într-o zonă cu mare potențial de accidente, pentru că era pe drum județean, și am dus într-o zonă mai retrasă, în lângă școală, acolo am cumpărat un teren, am făcut grădiniță și pe zona de învățământ am acoperit aria școală-grădiniță. Mai departe am început cu alimentarea cu apă la Movila Banului. Am făcut proiectul, am obținut finanțare, am finalizat-o, Problema este a apei că este apă menajeră, nu este apă potabilă, pentru că sursa de apă din forajele noastre nu este la parametrii care trebuie. Am predat o companie de apă, compania de apă urmează de a face investiții de a aduce la parametrii care trebuie. Canalizarea în movila banului, care am finalizat-o, și mai avem de a atrage curentul la stația de epurare, care așteptăm la electrica ca să ne tragă curentul la stație de epurare pentru că acum consumatorii non-caznici acum până la 2500 de metri, electrica este obligată să tragă curentul și așteptăm să tragem curentul, să dăm drumul și la canalizare. Pe obiectivele de acestea de apă canalizare care at, sunt atât de importante, pe Movila, în sat în Movila am finalizat. Urmează pentru că cetățenii care ne ascultă, din Cioranca Limpeziș, acele documente urmează de a le depune acum pentru a primi finanțare pentru Cioranca și Limpeziș. Mai departe, am făcut Căminul Cultural de la Limpeziș, pentru că aceea a fost o școală a părinților și bunicilor noștri. El a devenit Cămin Cultural, care era într-o situație deplorabilă, am obținut finanțare, l-am finalizat și avem un cămin la standarde care trebuie. Avem o sală de sport făcută din bugetul local, multifuncțională, la limpeziș, o bază de sport tip 2 la Movila Banului, care a fost începută în 2008 și nefinalizată, care am finalizat-o, fără nu a fost covor sintetic. Deci sunt lucruri pe care de când am început, am avut N obiective. Iluminatul stradal, pe care eram la iluminatul stradal, aveam uh, o deficiență foarte mare. Am pus uh, becuri pe LED-uri, care avem lumină suficientă noaptea. Pe partea de asfaltare, ne-am zbătut foarte mult de a începe o asfaltare în Comuna banului pe ambele sate. Am obținut finanțare pe Fondul Dezvoltare și Investiții. A fost licitat proiectul, dar în 2019 a picat proiectul, s-a tăiat banii de la Fondul Dezvoltare și Investiții. Deci, un parc pe fonduri europene pe care l-am făcut la Movila Banului, un parc pentru copii, a fost obiectivul meu de a viitorul unei comune sunt copiii. Adică poate mulți au zis că de ce trebuie să fac bază de sport, de ce trebuie să fac parc la copii, ies în viitorul nostru, copilăria nu le-o mai dă nimeni înapoi și de a le crea condiții. Deci am finalizat anul acesta, am finalizat și parcul de la banului. Practic în felul ăsta vă propuneți să atrageți și mai mulți tineri în mediul rural Sigur. aici în localitate, pentru că se vorbește de faptul că Satele românești și comunele noastre sunt mult îmbătrânite. Una dintre probleme este legată și de acest confort pe care, din păcate, multe localități nu-l pot oferi. Standardele astea europene în care oamenii își pot duce o viață decentă ar trebui să apară în cât mai multe sate și comune din România dacă vrem să le repopulăm. Și cred că sunt câțiva pași importanți pe care fiecare primar trebuie să-i aibă în vedere. Vorbeam despre investițiile pe care le-ați făcut. Spuneți-mi cât ați avut aport propriu, cât ați recurs la banii europeni, ați accesat și, și programe sigur. și proiecte europene, dar și din, din bugetul local. bugetul local. Parcul cu iluminatul stradal sunt pe fonduri europene. Au fost jumate din bugetul local, jumate din banii din fondurile europene. Iluminatul și parcul de la Movila Banului. Sala de sport de la și este făcută din bugetul local. Căminul cultural este făcută pe compania anunțată de investiții, pe CNI. Școlile sunt făcute pe PNDL, programul de dezvoltare locală, pe PNDL 2, pe PNDL 1 avem școala de la Movila și Limpeziș și pe PNDL 2 avem grădinița de la uh, Movila Banului. Domnul primar, e greu să accesezi fonduri europene pentru că sunt mulți care pun problema și în felul ăsta. Dar în același timp vreau să îmi spuneți cât de mult merită să faci efortul ăsta pentru că din punctul meu de vedere ele reprezintă un balon de oxigen pentru localități și pentru comunități. Sigur, dau un exemplu, acum, așa cum anul ăsta este un an dificil cu banii, deja au început să ne intre banii de la Iluminatul Stradal și de la, de la parc, care sunt o gură de oxigen pentru noi. În idee, am uitat să amintesc, este că noi am depus și un proiect pe fonduri europene pentru drumuri pe care a fost eligibil, dar nefinanțabil că nu am avut un punctaj cu 51,6 și s-a intrat cu 53 de puncte. Este greu de făcut proiectele pentru că ele trebuie finanțate cu bani studiile de fezabilitate. Orice studiu de fezabilitate costă bani. Documentații, avize și o comună pe care puterea economică nu este atât de mare, costă foarte mult. Adică un proiect, de exemplu, la gaze acum pe care vrem să-l să depunem, studiu de fezabilitate ne costă 130.000 de lei, numai studiu de fezabilitate. După aceea sunt ridicările topo pe toată comuna, pe kilometri pe care îi avem. Adică sunt costuri. Apa și canalizarea pe limpeziș, care iar ne costă vă 260 de mii documentația pentru... Și sunt bani. Aproape banii pe care incasăm încasăm într-un an din, din, taxe și impozite, în jur la 500 de mii, sunt bani pe studii de fezabilitate. Și după aceea, ca să plătim iluminatul stradal și toate lucrurile, sunt costuri foarte mari. Și dacă nu, dacă nu bagi bani în documente de a depune, nu poți obține finanțare. Deci singurul obiectiv al nostru a fost de a, face uh, proiecte pentru a depune, pentru a depune, de a obține finanțare. Dacă noi anul ăsta depunem un proiect, cel puțin în trei ani de zile se finalizează el. Și începe. Spuneați despre proiectele pe care le-ați realizat, dar și despre cele în lucru. Ce vă propune să mai faceți pentru localitatea dumneavoastră? El sunt foarte multe. Nu, dar mă gândesc la priorități, că într-adevăr întotdeauna apar... Alte. Este de a da drumul la canalizare la Movila Banului, stația de epurare care nu mai depinde de noi, ci de electrica, de a aduce gaze în Movila, Cioranca și Limpeziș, apă, canalizare, Limpeziș și Cioranca și asfaltarea în comună. Și investitori. Acestea sunt punctele strategice și la Limpeziș de a face și Cioranca parc la copii. Din punct de vedere cultural, aveți un ansamblu de dans avem, de muzică? A, da, avem preotul de la Limpezi și cel de la Movila. Are o grupă de teatru care sunt muguri vesel, care au activitate și chiar preotul se ocupă destul de bine cu copiii. Da, îi susținem, le-am pus la dispoziție Căminul Cultural la Limpeziș, le-am luat mi am susținut și financiar, prin mai multe metode. Ca și număr de asistați social, sunt mulți aici în localitate? În jur de 120. 120 la 2600, 2400 de locuitori. Nu pot să spun că sunt atât de mulți, dar este foarte greu cu mijlocul de transport, pentru că acum li s-a dat locuri de muncă în mai multe zone și e foarte greu de a se duce la servici, pentru că din Buzău trebuie să mai schimbe un mijloc de transport de a ajunge la uh, punctul acela. Deci foarte mulți s-a dat la Green Fiber și e mai greu să ajungă acolo cu transportul. Da, oamenii muncesc, ei avem un cultivator de, uh, de legume la Cioranca, un jur de 40 de hectare de... oameni merg, muncesc acolo. Pe partea asta economică, sunt câțiva investitori în comuna noastră. Am văzut că și primăria arată foarte bine, e o construcție relativ nouă sau investit ceva bani aici? Da, am investit, a fost o clădire veche, Aceasta construcție a fost făcută în 2008 și abandonată. În 2016 am început să lucrăm cu cei de la ajutor social, noi din primărie și acum, și astăzi când ați venit noastră, și astăzi lucrăm aici da, a modifica, de a face arhivă, de a face anumite. Pentru că vrem ca, într-adevăr, oamenii când vin la primărie să, să cunoască, într-adevăr, că ă, sunt ă, oamenii să aprecieze că, într-adevăr, este un loc în care e o instituție publică și angajații din primărie să le răspundă ă, la cetățeni la, cu o oportunitate foarte mare. Servicii de sănătate sunt aici în zonă, dacă oamenii da. au nevoie? Avem, a fost foarte greu. În 2016, doctorul de familie a ieșit la pensie și nu am găsit doctor de familie. Am umblat cel puțin 5 luni după un doctor de familie. Am reușit să-l aducem din altă parte, dar mai are o dată pe săptămână, mai are și acolo în continuare. Dar avem un doctor de familie. Ne-am propus să am cumpărat, vis-a-vis -vis aici de primărie, am cumpărat o casă. Pentru un centru social și dorim să facem acum un centru multifuncțional, cu cabinet medical, cu cabinet stomatologic, cu cardiologie. Ne propunem, dar până a fi implementat, mai durează. Cazuri de COVID multe aici, în zona dumneavoastră. Astăzi avem două cazuri. Astăzi confirmate două cazuri. Acum, Ați gestionat bine, mai puțin a, bine? Sigur. Când a fost cazul cazuri am dat cu dezinfectat prin comună, am cumpărat măști de protecție la copiii de la școală, ce se întâmplă? Nu, am dus cu mijloacele noastre de transport, cu microbuzul, am dus la vaccinare oameni din comună, că avem undeva la Poșta Cănlău, doctorul de familie este la Poșta Cănlău arondat, am încercat să ajutăm bătrânii care doresc să se ducă acolo, i-am dus cu mijlocul de transport al nostru, încercăm să-i ajutăm pentru a face și vaccinul care a prevenit cât de cât perioada aceasta cu COVID-ul. Domnul primar, vreau să revin un pic la partea economică, pentru că vrând nevrând multe lucruri țin și sunt decise de aspectul ăsta. Spuneați dumneavoastră că încercați să atrageți și alți investitori, pe lângă cei care sunt aici și desfășoară activități economice. Agricultura e o ramură de bază, ținând cont și de relief, de zonă și de istoricul pe care îl, îl aveți. Spuneați că sunt și crescători de animale. Cei care cresc animale au pășuni de la primărie? Au posibilitatea Sigur. să pășuneze terenurile Sigur, 240 de, de hectare de pășune care este concesionată pe 10 ani crescătorilor de animale. Uh, mai avem pășune de la oameni. Uh, pășune este... Uh, am uitat să menționez de un. Uh, se va face o fermă, o crescătorie de porci undeva în zona Movila Clondiru. Uh, deci am încercat să aducem investitori în zona noastră. Pentru că puterea financiară a unei comune este de la investitori. Deci nu de la taxe și impozite. Nu am mărit taxele și impostele 2020-2021. Deci impostele au rămas la fel ca acumunal doar cu rata de inflație 3,6%. Oamenii care au alte locuri de muncă decât aici în localitate, unde își deci, activitatea în Buzău, unde Buzău, București, Urziceni, Ploiești, deci chiar avem câteva societăți care muncesc la București. Deci firme de construcții care se duc la București și fac naveta zilnic. Zilele localității știu că nu se mai țin acum fiind pandemie, Nici dar nu. când erau? Dacă nu am făcut ziua loc. localității, nu sunt de acord pentru a băga bani într-o zi în care, de fapt, nu, banii aceia trebuie investiți în lucrurile ca să se vadă. Deci nu sunt de acord de a da bani să pierdem câteva sute de milioane într-o zi care nu... Deci, mai bine băgăm în școli, în cadouri la copii de Crăciun, am dat de 1 iunie, am avut activități artistice cu copiii de 1 iunie, am adus. Uh, am, avut, am avut scene de teatru cu. Uh, la Movila, la Limpeziș. Deci, nu, încercăm să. Uh, de banul public să ținem de banul public. Să nu-l cheltuim. Domnul primar. Suntem pe final de emisiune. A trecut repede timpul pe care l-am avut alocat emisiunii primar fără egal. Ce le transmiteți consătenilor, ce le transmiteți telespectatorilor AgroTV acum la încheierea emisiunii noastre, la final de emisiune? Cetățenilor din comun le spun să aibă încredere în mine. Voi face tot posibilul de a aduce bunăstare în comuna noastră de a depune proiectele pe care de a dezvolta comuna, de a accesa fonduri europene, nu pot să promit ceva și să nu duc la bun sfârșit. Voi face tot posibilul și voi depune proiecte pe programul de reziliență, pe galuri, pe Ministerul Dezvoltării, pe Compania Națională de Investiții. Vom face tot posibilul, deci anul ăsta vom lucra doar la proiecte pentru a fi când program de rezidență, când se depune în, în toamnă, deci să avem proiectele de a fi depuse. Deci, pentru apă și canalizare la Limpeziș și Cioranca, parc la, Movi la Limpeziș și Cioranca, gazele, așa cum am spus, încercăm să aducem bunăstare în comună. Mult succes! Pentru respectarea și... dumneavoastră, le spun că să aveți încredere în primarii lor din comune, pentru că fiecare primar cred că își dorește de a Prospera Comuna lui și dumneavoastră, ca și emisiune, spor în activitate și să mai treceți pe la noi. Mulțumim frumos, doamne, ajută să auzim de bine.